Bună ziua, ne aflăm în satul Bolocan, la o familie foarte săracă, unde se află trei copii care mai n-au ce mânca. Unul, cel mai mic, nici nu are cu ce să încălța, fiindcă i s-a rupt încălțămintea și mama nu are bani să-i procure altele. Un om sărac, un anonim. Un om sărac. Ce vină are el că viața l-a lovit de mic copil, cu mâna întinsă stă speriat și te privește umil. E unul dintre atâția care demonstrează în continuare că destinul ăsta pervers nu bucură pe fiecare. Părinții lui nu prea dau bani pe mâncare, fiind alcoolici n-au răbdare, noaptea-l calcă în picioare. Nemulțumiți de cât a strâns, parcă vor tot mai mult, iar el se întreabă dacă o fi mai bine acolo sub pământ. Despre copilărie s-au scris multe cărți că-i frumoasă, neavând școală nici măcar despre ea nu poate să citească. Nu a simțit cum e să fii copil lipsit de griji, când el copil fiind are grijă de încă doi mai mici tovarăși de joacă. Are câini de pe stradă care dorm lângă el într-o casă ce stă să cadă. În loc de noapte bună primește pumn și picioare, de parcă nu i-a dat viața destui și dă în continuare. L-ai văzut cerșind acolo în fiecare dimineață, n-are puterea nici să țină un zâmbet fals pe față. N-ai timp să vezi lacrimile din ochii lui, că pui nu te-ai gândit niciodată cum e să fii în locul lui. Pleci mai departe nepăsător și fără probleme, că ești în țara unde sunt prea dese astfel de scene. N-ai timp să vezi lacrimile din ochii lui, că pui nu te-ai gândit niciodată cum e să fii în locul lui. Are doar 12 ani, n-a văzut marea niciodată, iar pentru... Nu înțeles ce le-am pățit aia. Dar cum îl cheam pe dânsul? Mihai. Dar și n-are călțămit? O avut, dar s-a rupt. Dar la grădiniță am dat? Dar de ce nu am la grădiniță? Nu-l crinește? Nu-l crinește, noi grupă pentru dânsul. Și n-ați fost nicăieri la poliție, la primărie, să spuneți că te-au mângat, că nu-ți dau voie să faci studii, să înveți? N-ați fost nicăieri? Dar care e motivul că n-ați fost? Dar care e motivul că n-ați fost? V-ați temut de ceva? Nu i-am spus eu mama. Nu i-ai spus tu la mama? Și mama nici în ziua de azi nu știe că tu nu te duci la grădiniță. Dar ce nu știe? De ce nu i-ai spui tu la mama? Trebuie să luați ceva măsuri, trebuie să duci la grădiniță, să faci studii, pe urmă la școală. Trebuie să faci studii, să ai cunoștință. Să vezi bine. A fost tot. Tu mi-așa să iau un băiat, abătare. Am dat. Bine, s-a jos. Amin. Costă, ce vrei tu să faci când să fii mare? Săr. Cine vrea să devii tu pe viitor? Ce vrei să fii? Om. Om? De care om? Om. Dar ai vreun vis? Să devii cineva? Nu? Ce-ți place să faci mai tare? Mai jos fotbal. Stăjos, asta e... Și nu vrei să devii un fotbalist? Nu vrei să devii pe viitor un fotbalist mare, care să răspunați toată lumea, să arăți pe la televizoare? Vrei? Tonico, tu ce vrei să faci când ai să fii mare? Eu. Nico. Frățiorul tău. Eu pot să și eu un fotbolist și ceva. Vrei să joci fotbal? Mie ne place. Maladeț. Și ce-ți mai place? Fotbolul. Să... Cum îți cheamă? Să mă ridic la bară. La turnic? Să barba, să o pun, să pe... Ne place. Maladeț. Faci sportul? Tu înveți la școală, nu, da? Vezi bine sau? Nu chiar bine. Dar de ce? Nu ai timp să te pregătești, da? Cum? Dar nu m-a întrebat pe mine nimic. Dar ce nu te întreabă? Nu m-a întrebat, ești pe un copii, ești la un centru, dar pe mine mă lasă în bani.
Nu strage atenție, da? Dar profesoara te obișnuiește? Nu știu, da, băieții din clasă? Nu știu. Nu te bate, profesoara? Nu strigă la tine, nu? De ce? Te duci zilnic la școală sau nu? Ața, mă duc chiar dacă ne trebuie, ne șer voie. Ne șer voie și ne dă voie. De multe ori? Nu chiar de mult. Îți place să duci la școală? Dar e departe de voi? Unicen, unibar. Elvis înseamnă un mare tort de ciocolată. Îl vezi că plânge când ai lui, nu-i dau de mâncare. Când alții țipă la părinți că vor o mașină mai tare. Nu comment între și spate. Ce e pedepsit că își dorește o viață normală. Și cel mai rușea la bătaie când a zis că vrea la școală. Și tu depinzi de bani și ceri un trai mai bun de fel. De ce ești un cerșetor ca el? Doar că la un alt nivel treci pe lângă el. Nepăsător și gândești că ar putea să te atingă și ai să te murdărești. Mama, muncești foarte mult. Muncești, dar... Ziua. Nu consum alcool? Nu. Nu, da? E nu. De ce consum alcool? Sora ei este așa, mai... Ca, da, să nu văd. Sora asta e grasă, da? Da. Nu, și e tot așa, e mama lor, tot așa. Dar se observă consum alcool. Nu, pur și simplu, e tare muncești, ei hrănește tăți. Sora e... Noi am întrebat când ultima dată m-a făcut baie și a spus că o lună urmă. Dar dumneavoastră vă dau niște indemnizații și vă de la stat? Primărie vă ajută? Primarul vă ajută? Până acum, dar m-a chemat asta asistență socială. Și am iau zis ca să-mi facă în septembrie, spuneți. Pe... Cum se zice la asta? Indemnizații lunar, spuneți, da? Da, așa o zis că sunt de ei, dar eu nu știu precis. Nu, prietenie când... Dar așa până mi-a nică nici copii. Dar pe ISA nu știu, deși nu vă-l primești la grăniță? Care, pe ISA? Da. Eu nu l-am dat, că n-am bani de unii, ce să le dau? Din pensia lui mama eu nu pot să îi dau câte, măcar pe ISA la școală. Da, este la anul să smargă la școală. Da, dar noi dacă vă achitam grădinița, dar asta ești tu. Da, păi am el la 1 septembrie să grăiesc așa să le dau la grădiniță. Hai întrebați, dacă nu e, noi să vă achitam grădinița. O să vă ajutăm. Da, vă ajutăm. Cu grădinița, cu școală. El a spus că trebuie 80 lei pentru cărți la școală. Noi tot așa îi dăm la bibliotecară pentru cărți. Rechizitele am luat. Eu nu știu, eu vă sfătuiesc să aveți grijă de dânsii. Să fie o leacă mai ordinic, mă rog, asistența socială, știți cum e ziua de azi, vine și poți vă iei într-o zi și gata. Și e păcat că strică și îmi spartă să duc undeva pe la ocazie copii, că acolo tot viața nu-i mea ușoară, lângă mama mea vine. Noi, cu ce putem ați vă ajutăm? Le chităm băițel cărțile, grădinița. Și interesați-vă de grădiniță. Interesați-vă de grădiniță, îi spuneți lui Domnica. O știți pe Domnica, da? Îi spuneți lui Domnica și ia să ne transmită nouă. Dacă vă-l ia la grădiniță acum, noi achităm grădiniță. Am făcut un act de binefacere pentru 3 copilași. Am ajutat toți împreună. Mai mulți oameni, în genere, responsul general este Studio Exod Records, dar în genere asta e Promsi. Dacă sfiți cu minți și data viitoare cu inima să găsim curat, ordine și bine în casă, noi vă promitem că să vă scoatem în oraș la parcă de distracție, bine? Să ascultați pe Nana, să faceți baie, baie în fiecare seară, să păstrați hăinuțele. Bine? Noi vă spunem la revedere. Să vă schimbați și să vă îmbrăcați în hăinuțele care vă le-am dat. Să vă rugăm frumos să nu umblați de sculță, că... Nu-i bine. Nu-i bine. V-am luat încălțăminte și să încălțați. Na duas bandeiras sanitárias.